Artista de circ Olga Bujanovskaya a ajuns în Guinness World Records pentru crearea celei mai mari cupole din bule de săpun. Balonul creat de ea a fost aproape de două ori mai mare decât recordul precedent atins în anul 2018 de un chinez. Mai multe detalii curioase aflați în reportajul ce urmează chiar acum. Olga Bujanovskaya este absolventă a Facultății de Filologie, însă ocupația ei de astăzi nu are nicio legătură cu domeniul în care a profesat anterior. De câțiva ani face show-uri cu bule de săpun la diferite evenimente. A înțeles că vrea să cunoască mai multe despre această artă după ce a organizat ziua de naștere a fiului ei. Atunci am privit cum să pregătesc prima mea soluție la internet și am făcut și am fell in love. M-am îndrăgostit în genul acest. Inițial nu avea o rețetă exactă ca să pregătească soluția pentru bulele de săpun, dar privind mai multe tutoriale pe internet, a creat într-un final propria formulă a lichidului cu care face azi o adevărată magie. Mai mult de atât, pe 2 decembrie 2022, Olga a obținut recordul Guinness pentru cea mai mare cupolă cu balon de săpun. Spune că pentru a atinge această performanță a muncit intens timp de un an. Alți artiști din domeniul meu deja au pus niște recorde în cubalanii de săpun și am văzut și mi-a plăcut ideea aceasta. M-a susținut mulți oameni, este o misiune destul de grea. M-a susținut inginerii de la Institutul Meteorologiei și m-a susținut prieteni de la GEMART. Și familia mea m-a susținut. Sunt foarte emoționată. Nu prea cred încă că s-a primit totul. Trebuie timp. Cei dragi sunt bucuroși de succesele mele, fiindcă am bătut recordul acesta. Sunt foarte mândri și trimit mesaje, da, tuturor că soția mea, că fiica mea a bătut recordul, sunt foarte bucuroși și mândri. Artista ne-a dezvăluit și nouă câteva trucuri cum să facem astfel de sfere gigantice. Da, acum putem jongla puțin, da, cu el. Wow. Da? Hop, a despărțit, da, și hop! Olga a precizat că pentru acest record a confecționat cea mai mare farfurie și rachetă din lume, iar balonul de săpun a atins dimensiunile de 1,23 metri cubi.